Bună dimineața, oameni buni! Eu sunt Adrian, bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Ieri am reușit, am adunat 1200 kg de mere pentru țuică. Am reușit, mi-am făcut și ceva lemne pentru povarnă. Dar vreau să vă prezint și tocătorul sau zdrobitorul de fructe pe care îl folosesc. Este un zdrobitor homemade, ca să spun așa, pe un cadru de lemn detașabil, se poate muta și pune pe gura butoiului, iar fructele tocate cad direct în butoi. Are un motor de 1,8 kW, la partea electrică nu prea mă pricep, cineva mi-a pus și niște condensatori pentru a mări puterea. Transmisia este prin curea. Pentru siguranță, întrerupătorul este unul cu manetă, pentru a fi ușor de conectat. După cum vedeți, are un plan înclinat pentru a se răstogoli fructele singure către cuțit. La struguri merge un pic mai greu, îi ajut cu această paletă și la mere. În interior avem un tambur de inox cu 3 cuțite sudate pe el. Tamburul vine așezat pe 2 rulmenți, unul în partea aceasta, unul în partea cealaltă. Tocătorul este confecționat în urmă cu 10 ani. Funcționează foarte bine și acum. Alimentarea se face pe afară. Am această ușă care se așează pe acest suport detașabil, după care așez această cuvă. Această cuvă are o capacitate de un sac jumătate, aproape 2. Și cuva este așezată în plan vertical. La interior, pentru a-mi regla cantitatea de mere care curge în tocător, am acest opritor pe care ridic și îl cobor în funcție de câte mere trebuie să-mi ajungă mie în tocător. Eu zic că este un tocător destul de bun, simplu de confecționat. După cum vedeți aici, l-am reparat anul acesta, a sărit o bucată din lemnul vechi. Probabil anul viitor va trebui să-l reconfecționez, acest suport, dar până atunci mai merge așa. Așa.
Așa arată merele tocate. Avem și aici. Acum, pentru că a fost secetă și nu prea au zeamă, eu nu pun apă în mere. Mi-am oprit aici 10 saci pe care îi fac must și îi pun în loc de apă la fermentat împreună cu fructele tocate. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă salut și numai bine!